Și atunci când credeți că nu pot fi lucrurile mai ciudate decât atât, avem oameni care merg pe stradă cu noi. Cine ești tu? Nu știu ce să fac, mi s-a oprit motorul. Frate, ăsta e regele oamenilor de zăpadă sau ce? Să nu știu, v-am zis un episod din The Long Drive, iată-ne din nou în joculețul ăsta și după cum vedeți am un autobuz destul de șmecher pentru că el știe să facă chestii de genul ăsta. Dacă până acum mașinile mele se dezasamblau în momentul în care dădeam load la joc, ei bine, autobuzul de data trecută face ceva foarte straniu. Habar n-am ce face. Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like. Am văzut că data trecută v-a plăcut foarte mult. S-au strâns peste 35.000 de like-uri la episodul anterior și vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta. Aș vrea să strângem și la episodul ăsta peste 30.000 de like-uri și înainte să pornim episodul ăsta în blan, așa să zic, vreau să vă urez un Crăciun fericit, pentru că astăzi este Crăciunul oficial. Sărbători fericite și să le petreceți alături de cei dragi. Noi o să avem un program complet obișnuit, cum v-am obișnuit până acum cu episoadele, la fel o să apară pe canal. Însă nu știu ce se întâmplă cu autobuzul ăsta, frate, ce e asta? Și unde e cealaltă jumătate, adică pe bune? Da, în episodul de astăzi, nu știu dacă mai țineți minte, dar data trecută am făcut un om de zăpadă uriaș. Și o să vedeți că în momentul în care eu, de exemplu, iau de pe jos zăpadă. Deci fiți atenți, eu pot să fac chestia asta, pot să fac un perete de zăpadă sau pot să iau bulgar de zăpadă, iar în momentul în care tu arunci cu această zăpadă în oamenii de zăpadă, tu îi faci mai mari. Ia să vedem dacă reușim. Deci o să încerc să arunc cu zăpada asta și pe cât tragi mai mult în omul ăsta de zăpadă, pe atât îl faci mai mare. Ei bine, în episodul de astăzi vom încerca să facem un om de zăpadă uriaș, să vedem dacă, cât de mare se poate face. De asemenea, a venit autobuzul nostru înapoi, oameni buni, uitați-vă. De asemenea, vreau să ne urcăm pe vârful unui munte. Da, ați auzit bine, nu știu dacă e munte sau ce-o fi, dar ne vom urca acolo sus în episodul de azi. Deci stați pe fază, o să fie niște faze foarte, foarte mișto. Dar având în vedere că autobuzul meu nu mai e momentan, am și o mână random pe jos. Eu sunt simplu om, adică nu sunt Superman să pot să întorc mai autobuzul. Hai că o mașină o mai întorceam eu oarecum. Dar da, autobuzul nostru e cam papa, la revedere. Nu-i problemă că o să... Sunt autobuze de-asta o grămadă pe drum și o să mai găsim. Însă, da, singurul meu vehicul pe care îl mai am o să fie Săniuța până una alta. Nu mi-e aiurea cu Sania pentru că bagă viteză foarte, foarte mare. Însă, da, oarecum pare rău de autobuzul ăla că aveam combustibil o grămadă acolo. Dar, da, dacă vreți să mai facem și alte episoade și dacă vă place această serie, bineînțeles, hai să numărăm până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții butonul de like. Vreți? Hai să vedem. 1, 2, 3, like. Sper că ați apăsat și voi butonașul și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Oh my god, nu! Ok, am zis că Sania e un vehicul bun, dar... Oh, ce se întâmplă? What? What? Efectiv, zbor, plutesc, ce asta? Oh my god, frate, ce s-a întâmplat? E bună dacă vrei să mergi drept și atât? Aparent știe să și zboare dintr-un motiv sau altul, habar n-am. Dar, da, vom încerca să facem și mai multe decât atât. Dacă îl văd pe moșul pe ceruri, o să văd eu dacă merge șmecheria aia. Să văd dacă reușesc să ajung la Moș Crăciun. Nu, iarăși face chestia asta. What? Cu pălărie albastră. No, din ce văd, sunt câțiva cu pălărie roșie. În mare parte e albaștri, dacă vrei, trebuie să-i omori cu... Am impresia că îți trebuie o mașină neapărat sau ceva. Cu Sania tot te pot omorâ. 13 litri, bă, hai să mai punem. Deci ca să pui, tot ce trebuie să faci, intri într-un om de ăsta de zăpadă și prinzi asta și o întorci. Pentru că asta tot timpul se va vărsa. Dar ce-ți mai rămâne? Uite, 4,6. Și te duci cu 4,6 și îi pui aici. Și, da, nu o fi cine știe ce, dar până la urmă se adună și de la fiecare pălărie în parte îți faci roz, știi? Și reușești să-ți umpli un plin de ăsta de autobuz. Bine, un plin de autobuz. Umpli rezervorul cât de cât, că plin de autobuz 280 de litri e mult noroc să pui atâta. Dar, da, autobuzul în mare parte consumă mult mai mult decât o mașină. Așa că ia să vedem dacă e funcțional. Bă, merge. Ok, hai să verificăm mai întâi clădirea asta de aici și pe aia vom merge un pic mai departe. O să facem și chestia cu omul de zăpadă pentru că v-am promis. Și vreau să văd cât de mare pot să-l fac pe omul de zăpadă. Chiar sunt curios, frate, pentru că tu dacă tot arunci în omul de zăpadă, el tot se mărește. Asta e un glob. E un glob, am să-l arunc acolo jos și putem să lipim de mașină.
Ia să vedem ceva noutăți pe aici. Bă, pe aici nu, dar văd că te poți urca un piculeț mai sus. Developerul ăsta tot ascunde tot felul de obiecte. Asta e o ușă falsă, eram sigur. Pentru că această clădire e similară cu cea pe care, sau cu cele pe care le-am mai găsit până acum. Să vreau să mă ridic la antena asta, să văd dacă e ceva aici. A? Ceva, ceva? Bă, din păcate nu. E cam slăbuță clădirea asta, sincer să fiu. Deci, neapărat cu un autobuz. Acum, na, ne jucăm cu autobuzul că se spunează mai des decât o mașină. Dacă aș fi găsit o mașină și un autobuz, sincer, cred că aș fi ales mașina. Pentru că e mult mai rapidă, reușim să ajungem la destinație mult, mult mai repede și nici nu se băguiește. Deci, vehiculul ăsta, autobuzul, e mișto, dar nu e terminat în niciun caz, pentru că se băguiește enorm, enorm de tare. Și mai ales dacă dai load la o salvare, ați văzut și voi, dispare efectiv, adică eu dacă salvez jocul cu autobuzul ăsta, dacă dau load la joc, nu mai găsesc autobuzul ăsta. No, credeam că m-am băguit de tot. Da, motorul autobuzului este în mijloc aici, dar nu știu cum poți să-l accesezi. Știu dacă e vreo trapă pe undeva să poți să accesezi, uite, ăsta e rău. Salut băiatul, mama, era să mă răstoarne. Apropo, dacă nu ați dat follow la mine pe Instagram, vă recomand să dați follow pe Instagram. Aveți Instagramul meu în descriere. Acolo postez o grămadă de chestii și plus de asta vă anunț de multe, multe informații pe care nu le puteți afla din altă parte pe Insta Story-uri. Story-urile dispar după 24 de ore sau ceva de genul ăsta și în momentul în care ele dispar, tu nu le mai poți vedea niciodată. Așa că, dacă tu ai dat follow pe Instagram, poți să vezi Insta Story-urile, poți să vezi anunțurile importante pe care le postez eu acolo și să fii la curent cu tot ce ține de canal, tot ce ține de mine. Și bineînțeles poze cu Elsa cât în cape. Dacă sunteți curioși ce mai face Elsa, acolo e cel mai bun loc în care puteți vedea. Bă, ce e asta? What? E pentru prima dată când văd așa ceva. Un om de zăpadă. Ăsta cred că e unic. Deci ăsta cred că e unic în joc. Nu știu ce să fac. Mi s-a oprit motorul. Ok, am murit. Doamne ajută, mi s-a oprit motorul! Ok, stai așa, am să ies. Sper să nu mai fie vreunul. Mă, frate! Și știți că ăștia erau până acum, luminau portocaliu sau ceva de genul ăsta. Ăsta-i albastru? Ok, vreau să-l pun aici. What? Ok, perfect. Foarte ciudat, frate, și ăsta ce avea, n-avea nimic înăuntru. Autobuzul chiar conduce o grămadă, frate, adică dacă cu mașina făceam, nu știu, 10 minute, cu autobuzul fac 20 de minute până la următoarea destinație, de asta cu autobuzul, când o să facem episoade doar cu mașina asta, o să vedeți mai puține locații, dar o să încerc să fac chestii mai interesante pentru voi, cum ar fi, de exemplu, să ne urcăm pe muntele ăla, și chiar o să facem chestia asta, o să ne urcăm pe muntele ăsta, dar aș vrea să văd de la voi măcar peste 5.000 de like-uri, ok? Dacă văd peste 5.000 de like-uri, direct pe munte ne urcăm, ok? Bun, hai să vedem. Am găsit o nouă destinație aici. Sper să fie ceva ca lumea. Oh, e bine că e o destinație destul de mărișoară. Mai multe mașini. E cu duș întors schimbatul ăsta, știi? Pentru că poți să ai o mașină bună, dar... Uite, și asta și eu. Ce e acolo? Ia să vedem. Mai știu eu de asta. Avem ăsta totuși care e oarecum nou. Dar capul ăla albastru, dovleacul ăla albastru este... E unic, cred. Pentru că nu l-am mai văzut până acum. Și cred că e un event sau ceva de genul ăsta de a apărut acolo. Ia să vedem cadou ăsta. În cadou ăsta e un alt cadou. În cadou ăsta mi-a dat un motor! Deci cum vine chestia asta? În cadoul ăla era alt cadou. Și în cadoul ăla mi-a dat un motor. Uite-l. Îl vedeți pe timp de zi? Chiar e Sania lui cu Reni. Dacă... Nu știu, puneți stop la videoclip acum și uitați-vă atenți. Chiar este Moș Crăciun. Arată ceva de genul ăsta, arată vârful. Dacă erați curioși ce e aici. Nu e în mare parte mare lucru, însă suntem destul de sus. Acolo este strada. Nici măcar nu se vede strada. Uitați-vă cum arată de aici. Este fix pe vârf de munte, frate. Deci dacă pic de aici, s-a zis cu mine. Dacă pic de aici, s-a zis cu mine. Cred că în momentul în care o să ne întoarcem, mă gândesc să fac o șmecherie. Am să pun niște roți de autobuz pe o mașină. Și ați văzut că în episodul anterior am făcut chestia asta și mergea destul de bine mașina aia. Să încercăm să mergem cu mașina așa, prin...
pe drumul nostru, măcar până la următoarea destinație. Deci în episodul ăsta o să schimbăm destul de mult vehiculele. E o chestie băgată în gheață? Ok, nu e ciudat deloc. Nu, nu, nu. Începem să găsim chestii pe care nu le știam. Ce e asta, frate? Sus am fost noi până acum și acum ne-am întors înapoi. Da, în mare parte ajungem foarte greu, frate, cu autobuzul la destinație. Asta e problema pe care o am eu cu vehiculul ăsta. E fun, dar pe de altă parte durează extrem, extrem de mult. Cât de mare pot face un om de zăpadă dacă pur și simplu voi lua bulgări de jos și voi arunca la nesfârșit? Și o să vedeți că pe măsură ce eu fac chestia asta, el se tot mărește. Ei bine, data trecută am stat puțin, câteva minute. De data asta o să încerc să-l fac pe cât de mare posibil pot eu. Bineînțeles, dacă mă lovesc de el, o să se ducă pe jos și să facă praf. Dar o să încerc să stau mai mult de data asta și să vedem cam cât de mare se poate face. Frate, ăsta e regele oamenilor de zăpadă sau ce? Și se mișcă random. Adică eu dacă îl las aici, peste o secundă, se mișcă în altă parte. Ce am creat? Am creat o bestie care gânde... Bă, ăsta se mișcă când nu mă uit eu la... What? Stai o secundă, deci el se uită în partea aia, da? Acum eu mă întorc cu spatele. Nu cred așa ceva. Nu, se întoarce după mine, uitați-vă! E la capătul autobuzului, da? Eu voi sta cu spatele la el. Și vreau să văd dacă are de gând să vină după mine. Oh my god, chiar vine după mine. Problema e că nu-l auzi. Ia, mai stăm puțin așa. Ok, asta-i creepy rău de tot, tipule. Asta-i creepy rău de tot, să știi. Am să stau așa și să văd ce se întâmplă. Stau cu spatele și văd ce se poate întâmpla. Bă, și ăsta, pe măsură ce merge, se face mai mare, oare? Stai, stau cu spatele și dacă intră în mine o să se distrugă singur, corect? Prietene, nu se distruge singur, frate, ia stai, pot să-l iau pe stradă? What? Asta e ciudat, frate, asta e super mega ciudat. Trebuie să recunoașteți om de zăpadă cât blocul de mare și merge după tine, hai să... Foc! Hai de capul și de zile mele! A fost și diesel aici, dacă e. Roata asta de aici, o schimbăm cu aceasta. Oare roata asta merge la autobuz? A, merge, dar nu cred că o să meargă. Nu cred că o să meargă deloc, efectiv. Că roata mai mare pe mașină mai mică, da, ok. Face ca un mini monster truck, așa, dar... Roata mai mică pe un autobuz o să se târie. Urcăm în mașinuța asta, uitați-vă și voi cum arată. Bine, v-am mai arătat ideea asta și data trecută, însă... De data asta chiar o să o folosim pe post de mașină normală. Așa că nu știu ce are. Frâna era trasă. Aparent nu merge motorul cum trebuie. Ce are, mă? Se neacă motorul. Alo? Alo, mașină? Gata, și-a dat drumul. Wow. Ați văzut cum făcea? Merge bine, frate. Nu mă așteptam să-i dea chiar așa de bine. Și se controlează super. Bucuroase-mi eu prea devreme, pentru că, din păcate, în momentul în care vrei să cotești, se întâmplă asta. Se întâmplă asta. Oh my god. Mă, frate, deci nu se poate așa ceva. Wow. Deci trebuie să ai mare grijă cum cotești cu roțile astea. Nu, deci, până la urmă, ori folosești o mașină normală dacă vrei chiar să ajungi la următoarea destinație, ori folosești un autobuz dar ajungi peste un an la următoarea destinație, dar o combinație între cele două nu funcționează bine în nicio direcție. Mașina asta cu roțile acestea poate să urce munții foarte ușor, adică dacă eu mă urc acum, de exemplu, pe dealul ăla, pot să urc foarte ușor. Însă, uitați-vă ce se întâmplă, what? Ok, frate, nu mi se pare normal așa ceva. Oh my god. Mă, frate, ce se întâmplă? Cumva sunt într-o bucată. Adică n-am pățit nimic momentan, dar cumva cred că vom ajunge la fel de dificil în următoarea destinație, pentru că mașina asta nu este dispusă să facă așa ceva.
Probabil și din casa vitezii, pentru că eu și merg cu viteză foarte mare, dar mă aștept de la o mașină să meargă cu viteză mare. Uite, am să cetinesc și încerc să cotesc așa fin, fin de tot. Asta e singura variantă pe care o ai. Deci dacă cotești fin, fin de tot, poți să conduci o astfel de mașină. O astfel de bestie de mașină, uitați-vă doar cum arată, frate, cu roțile alea. Bă, trebuie să recunoașteți că arată super bine. Bă, ce se întâmplă? Se duce la peste 150, se duce la 160 cu roțile astea. Bă, s-a stricat acul. What? Din cauza la roțile astea bagă viteza asta? Ce? Ok, cred că am descoperit un bug. Ori este bug, ori nu știu. Dar nu cred că e menită mașina asta să se ducă peste 120. De obicei, mașina asta stătea pe la vreo 120. În niciun caz nu se ducea acul peste cap, frate. What? E ciudat. Nu, sper să nu se întâmple nimic. Oh, suntem în regulă. Suntem în regulă, n-am murit încă. Totul este sub control. Știm deja că suța aia nu o să mai mergem la ea pentru că n-avem ce face acolo. Dar da, dacă vă place episodul și dacă mai vreți și alte episoade, bineînțeles, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like. Apreciez mult, mult de tot. Ok, avem o casă aici. O, frână. Mamă, cum se frânează mașina asta. Ok, ce avem acolo? Că văd niște lumină. Dar mult mai bine călătorești, frate. Uitați-vă puțin. Bă, dar de ce e fum pe horn? Stai așa. E cineva acasă? Frână. Văd deja un cadou acolo. A făcut drumul mult mai interesant, trebuie să recunosc. Ce e asta? Make a snow wall. Ce e asta? What? A, e ca un înger. A făcut cineva un înger. Era un rahat în cadou. A făcut cineva un înger de la din de zăpadă. Știi când te pui pe jos și faci un înger de zăpadă? Cineva a fost aici, frate. Are o sobă. Și o mașină care... Habar n-am ce se întâmplă cu ea. Ok, aici avem niște oil. Chiar trebuie să verific oilul la mașina asta, pentru că eu nu l-am verificat absolut deloc. Avem o săniuță. Aș putea să schimb roțile, dar... care ar mai fi fanul? Corect? E că nu știu, mă distrez prea tare cu roțile astea. Și atunci când credeți că nu pot fi lucrurile mai ciudate decât atât, avem oameni care merg pe stradă cu noi. Cine ești tu? Ok... Nu părea să fie nimeni în mașină, sincer să fiu. Nu vă faceți griji, mai avem oameni care trec pe stradă pe lângă noi. Să mă pun în fața lui să văd ce se întâmplă. Hai, frate. Hai să mă calci. Ok. Aparent, da. Atât pe azi cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. O să vedem ce facem și în episodul următor și o să încercăm să dezlușim misterele acestui joc, pentru că aparent are mai multe mistere decât ne așteptam. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!